nu vine niciun investitor să facă o fabrică care să ofere niște salarii mari în nivel de cunoștințe în pasate, dacă nu are de unde să recruteze forțe de muncă. Costurile cu recrutarea și cu transportul și cazarea forței de muncă din alte părți sunt foarte mari. Dacă vedeți, marea majoritate a orașelor care sunt acele orașe magneți au universități. Deci au baza de unde să-și recruteze viitorii angajați. Părerea suferă de la fondul ăsta. Și vă dau un exemplu, am fost colegi la Progresul, care au totuși acolo un cuvânt de spus, nu găsesc tineri calificați care poate să îndrume în meseria specifică, adică să îi recalifice sau să-i, cel puțin, să-i specializeze. Fost firme mari din București care au venit și au recrutat forța de muncă de acolo, producându-le salarii mai mari, beneficii și, într-adevăr, cei mai buni struncari, frezori, sudori, au fost luat la Progresul și sunt transportați la București în fiecare săptămână. În ora actuală nu se mai califică nimeni cu frezor, struncar, sudor, aceeași problemă e cu sudor și cu lăcătuși mecanici, au șantier la bal. Deci, fără înființarea liceelor și școlilor profesionale, nu vine nimeni. Asta este baza, cu asta trebuie început, cu învățământul. Dar pe de altă parte, sunt plângeri din partea patronilor brăileni și nu numai, cei care au afaceri în Brăila, că nu găsesc forță de muncă, nu vrea nimeni să muncească. Nu găsești forță de muncă calificat. Deci dacă tu vrei un sudor astăzi, dacă vrei un sudor, nu găsești un sudor. Nu găsești un sudor sub 35 de ani. Deci vă spun, o firmă a cerut mecanici, ajutor de mecanici. Deci nu ceva, vezi, Doamne, super calificat. Da? Deci nu trebuia un mecanici. Nu a găsit. Deci, a cerut la șomaș. Răspunsul primit de la șomaș? Nu avem forță de muncă corespunzătoare solicitărilor dumneavoastră. Bun.